Legat de atributul de anonim care mi-a fost acordat de autorul articolului, sigur, eu sunt mulțumit și acest este modul meu de lucru mai mult sub discreție. Dacă am fost mai puțin discret, motivul a fost acesta, că am vrut să fac precizările respective. Acum, nu știu cine este autorul articolului. Personal, am văzut numele sub care s-a semnat, nu vreau să divulg. Oricum, există autori și publicești care au semnat și cu pseudonim. Deci eu personal, abia astăzi am aflat că persoana este de sex feminin. Atât are importanță. Din punctul meu de vedere, anonimatul meu este într-o relație de biunivocitate cu ceea ce cunosc eu despre jurnalistul respectiv. Care, eu să vă spun, nu am avut onoarea să am o discuție personală cu persoana respectivă. Vreau să spun că noi ar trebui să fim foarte precauți când lăsăm anumiți autori, jurnaliști, publiciști, să participe la ședințele acestui forum, care eu zic că este un forum foarte important. Și câtă vreme nu știe să facă distinția între un rechizitor de trimitere în judecată și un simplu referat al unui organ judiciar, care se dispune după aceea confiscarea unor probleme speciale. Este destul de complicat să mai continuăm în felul acesta, pentru că oricare dintre noi poate fi de noi mași, denigrat. Deci, lucrul acesta, știți cum este? Este chiar și cum ca spun. O persoană nu știe să facă distinția între un tablou de Whistler și o dronă. Domnul consilier, haideți să vă spun ceva. În primul rând, bucurați-vă că nu mai sunteți anonim. Nici nu vreau să... Nu, ai mai mulțumit pentru treaba asta, că am fost după. Nu doresc să-mi ușor din anonimat prin articole care nu sunt o formă de artă pentru artă, ci devin artă cu tendință. După ce ați făcut afirmația că n-ar trebui dânsii să participe la ședințe care sunt publice, o să fiți, vedeți. Dar eu vreau să mai spun ceva. Sper că presa o să vă înțeleg. Eu vă spun sincer, pentru poziția de ședința trecută, eu personal nu l-am înțeles. Dar asta e democrația și cu asta declar ședința.